Deputatul PNL Călăraș Emil Florian Dumitru a prezentat în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc săptămâna trecută la sediul PNL soluții pentru compensarea, amânarea și plafonarea facturilor la gaze și energie electrică. Totodată acesta a vorbit despre legea consumatorului vulnerabil și situația pandemică din România. Domnule deputat, vorbeați mai devreme despre plafonarea prețurilor la energie și gaze. Aș vrea să știu câți cetățeni din județul Călăraș au depus cereri în acest sens. Păi suntem în prim proces de depunere a cererilor, nu știu să vă spun o cifră exactă. Cert este că s-a făcut o campanie, ați văzut la nivel național, de încurajare a oamenilor de a depune cereri. Aici discutăm de toate persoanele, cel puțin la gaze, toți cei care au contracte cu gazele vor beneficia de reducerea facturii cu 33% și la energie electrică v-am explicat mecanismul. Eu cred că vor depune oamenii. Problema este rezolvată pe jumătate, spunem noi, în momentul de față cu această plafonare, pentru că noi va trebui să regândim întreg sistemul energetic care n-a beneficiat de investiții în ultimii 30 de ani. Am ajuns în situația asta în condițiile în care știți foarte bine ce zăcăminte de gaze naturale are România în Marea Neagră. Am reușit să-i alungăm pe investitorii americani când ar fi trebuit să încercăm să-i încurajăm să le creăm facilități fiscale. Dacă nu mă înșel, s-a întâmplat asta în 2017. Păcat că n-am valorificat oportunitatea respectivă. Uitați-vă că pe ce înseamnă hidrocentrale, n-am mai investit, cu toate că avem o rețea hidrografică importantă și putem produce energie electrică ieftină. Toate lucrurile astea vin cumva din neputința de 30 de ani și sigur că vor exista investiții considerabile, inclusiv premierul Florin Câțu ne-a explicat că se dorește să se listeze la bursă pachete minoritare de acțiuni la companiile de stat, tocmai pentru a veni cu o infuzie de capital. Statul nu pierde, va rămâne majoritar, tocmai să se facă investițiile de care România are nevoie. Încă ne aflăm în tot o altă situație, în condiții în care România devenea independentă din punct de vedere energetic, dar lucrurile astea nu le putem face peste noapte. E nevoie de bani, e nevoie de resurse. Și despre asta e vorba. Lăsând la o parte spectacolul din spațiu public cu populismul, indiferent de guvernul care ar fi venit, eu cred că trebuie să ne gândim cu toții la investiții. Fără investiții, România nu se poate dezvolta. Vedeți foarte bine ce se întâmplă astăzi în secțiile ATI. Eu cred că astfel de abordări ar trebui clar sancționate și să încercăm pe cât posibil să nu le promovăm în spațiu public, pentru că ăsta este rolul dumneavoastră al presiei din România. Și cred eu că trebuie să creștem încrederea oamenilor în ceea ce, care sunt soluțiile medicale pe care specialiștii le oferă. Astea sunt astăzi, vaccinul.